Felicitul este o armă foarte serioasă. Noi luăm foarte serios lucrul cuțitului. Am înțeles atacuri de cuțit în țepături. Nu numai dezarmez. L-am dezarmat, i-am luat cuțitul, nu mai vine pe mine. Fugi, că i-am luat arma. Nu mai stă. Problema e alta. Eu nu știu cum apă. Tu știți pe apere? Nu. Nu crezi. Și vine respectivul și îți face un atac de cuțet, te taie, aud la televizor, băi, respectiva persoană care a dezarmat eu, a omorât bală. Din nou v-am simt eu. Da? Ce facem în cazul ăsta? Descurajăm. La treci la spital. Da? Deci asta nu înseamnă că nu mai mă apăr și nu fac nimic. Tai și eu la rândul meu. Spune eu că nu ți mai ce să mai tai pe tine. Tu ți trebuie la spital să pasă. Și la spital întreabă, de unde a întâmplat lucrurile acestea. Da? Dar când, înainte de a învăța să folosim un cuțit, să ne apărăm de cuțit, trebuie să știi să-l ținem în mână. Noi avem un drill, care ne jucăm, așa se numește, un drill. Pare ca o joacă, dar nu este. Întotdeauna, după cum vedeți, noi nu uităm la armă. Deci asta devine obișnuință. Te obișnuiești foarte mult cu armă. Da? Duc un cuțit cu minigoare.